Piețarii spun că între prețurile mari, chiria ridicată și vânzările slabe, traiul lor a devenit o luptă pentru supraviețuire. Noi, comercianții, ne confruntăm cu multe chestii. 6.700.000 și nu știu cât am plătit lumea asta, cam, adică factorat 300.000 de lei de la piață. Profitul se duce la perisabilități, de bea, dacă trăim pe zi pe alta, asta este. În primul rând, vânzările nu merg, s-au diminuat. Eu înțeleg de ce nu merg vânzările. S-au făcut mulți au rămas fără servici și au făcut și ei o mică afacere. Și vânzarea se împarte. Nu ai să faci. Taxele sunt mari, angrourile se dă, cum se dă marfa, și în detail tot la fel. Noi nu putem face vânzare din cauza că acolo se vinde la fel. Noi nu avem cu ce achita taxele. Eugen Durbacă, candidat la Senat în Colegiul 4 și Bogdan Ciucă, candidat la Camera Deputaților în Colegiul 8, au formulat o serie de măsuri care, odată implementate, pot ușura traiul comercianților. Singura pârghie pe care o ai la îndemână rapidă este încurajarea printr-o relaxare fiscală pentru cel care vinde produse românești. Dacă vinde produse românești, să-i dai taxe mai mici, taxe, impozite mai mici. Să-l încurajezi în felul acesta, să-i dai o prioritate la alegerea tarabei respectiv, a locului de desfacere. Sunt situații care legate și-au ridicat problema asta, pentru că angrourile care vând celor din piață, de exemplu, chiar produse românești, vând în detail și populații care se duce la angro. Și atunci, bineînțeles că populația se duce și cumpără direct din angro și nu mai vin până în piață. Și cel care vinde în piață și negustorul din piață, bineînțeles că nu mai are cui să-i vândă. Sunt multe măsuri care sunt prevăzute în programul nostru. Ce spunea și colegul Bogdan Ciucă, reducerea taxelor, încurajarea producătorului român prin niște taxe și impozite mai mici decât în rest. Sigur că nu putem opri importurile, dar să fie favorizate produsele noastre interne și să vândă la un preț mai redus. Deci, durerea oamenilor este că a scăzut puterea de cumpărare generată de fiscalitate excesivă, generate de scăderea puterii de cumpărare a oamenilor, lucruri care sunt prevăzute în programul nostru, a USL-ului și a nostru în special. Părerea mea că toate sunt generate de sărăcie și lipsa venitorilor, că dacă ar fi venit, omul nu s-ar mai duce la angro să cumpere mere, ar veni în piață, că e aproape, pentru că are bani. Dacă ar cumpăra mai multă lume, cel care vinde nu s-ar mai uita la taxa, pentru că are de unde să o acopere, pentru că are vânzare. Sărăcia, până la urmă, le generează pe toate. Puterea de cumpărare scăzută a gălățenilor, prețurile piperate, dar și neîncurajarea mărfii românești sunt polii nemulțumirilor piețarilor. Singura lor speranță rămân modificările legislative propuse care ar putea revitaliza comerțul.